Promisiunea primăriei Buzău de a asigura din această toamnă transport gratuit cu autobuzele societății Transbus a fost un balon de săpun. Șefii administrației anunță că o astfel de facilitate este exclusă, cel puțin în acest an. Motivul? Sunt prea puține autobuze pentru a-i putea transporta pe buzoienii care ar fi vrut să circule gratis. În cazul în care am fi făcut acest lucru, din luna octombrie, că nu era 1 septembrie, de la 1 octombrie, am fi avut o problemă foarte mare pentru că ceilalți cetățeni ar fi renunțat la transportul cu bani și toată lumea ar fi venit către autobuzele Transbus. Intervalul de succedare este mare, iar noi nu avem în momentul de față nici măcar unul sau două autobuze suplimentare să putem lua acest volum. Chiar dacă a exclus varianta gratuității pe mijloacele de transport în comun, primăria Buzău are o nouă țintă pentru îmbunătățirea condițiilor de transport, cumpărarea de autobuze noi. În cursul acestui an vom mai achiziționa încă 10 autobuze și vom procede acum la organizarea licitației, urmând ca la discutarea bugetului pe anul viitor să luăm în considerare în mod serios gratuitatea pentru toate mijloacele de transport și pentru toate categoriile de populație. Municipalitatea a mai încercat să achiziționeze autobuze noi, dar prețul oferit a fost foarte mic față de cel cerut de constructorii de astfel de mijloace de transport. V-ați gândit ce tip de autobuz? Nu. Dar să știți că trebuie să mărim cifra de licitație pentru că s-a observat că nu se mai fabrică autobuze foarte ieftine. Dar până la urmă o să ajungem la o cifră de aproximativ 300.000 de euro pe autobuz. Proiectul privind aprobarea leasingului de achiziționare a 10 autobuze noi va fi luat în discuție de Consiliul Municipal Buzău în septembrie sau cel târziu în octombrie.